Bună ziua, dragi mei, și bine ați venit! Astăzi voi găti ardei umpluți în sos de roșii. Este o mâncare foarte iubită de majoritatea oamenilor. Cel puțin cel mic al meu, dacă i-aș da în fiecare zi, numai ardei umpluți ar mânca. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 700 de grame carne măcinată de porc, eu am de la carmangerie, 1 kg ardei grași, 11 bucăți am eu aici, o ceapă mare, 300 de grame, sare, boia de ardei dulce, eu o voi folosi afumată, piper, 50 de grame orez spălat în prealabil și lăsat cu 150 de ml apă, o legătură măral, una de pătrunjel. Pe lângă toate acestea, vom mai avea nevoie de bulion de roșii. Peste carne măcinată vom adăuga sare, o lingură rasă, orezul împreună cu apa în care au stat, 150 ml, și nu pun ou, deoarece îi va întări, boia de ardei dulce afumată, dacă nu vă place puteți să puneți normală, dulce, sau să nu puneți deloc, o linguriță bună. Puteți adăuga și o lingură de bulion pastă, dacă doriți compoziția mai roșie. Eu nu o să pun. Piper proaspăt măcinat. Ceapa tocat foarte mărunt. Pătrunjel și mărar tocat. Voi opri pentru decorarea farfuriei la sfârșit. Iar acum vom amesteca foarte, foarte bine ingredientele până când acestea se vor lega. Bineînțeles, cu mâinile foarte curate, bine spălate în prealabil. În acest fel. Dăm carnea deoparte și ne vom ocupa de ardei. Eu voi scoate cotoarele cu un cuțit micuț, în acest fel, decupez. Știu că mai există o variantă de a împinge cotorul înăuntru, dar eu nu reușesc și pace cu acea variantă. Chiar dacă reușești să sparge 1-2, deja sunt supărat. În acest fel, scoatem semințele și cu două degete scoatem pierițele acelea albe de pe margine, ca să nu fie amare. În acest fel. Voi continua până voi termina toți ardeii. Am terminat ardeii de curățat, iar acum voi trece la umplerea lor. În acest fel, eu o fac cu mâna. Vă puteți folosi și de o lingură, dar ca mâna nu este nimic, vă asigur. Și îndesați bine compoziția în fiecare ardei. Apăsați ușor și veți auzi dacă răsuflă, dacă mai este aer, loc liber. În acest fel. Eu am ardei micuți și cred că mi-ajunge carnea exact. Dacă mai rămâne, eu o fac întotdeauna sub formă de perișoare și o adaug în sos. Sau vărsată în sos. Va îngroșa sosul și va fi delicioasă. Voi pune aici 500 de ml pentru cratița mea este de ajuns. Completat cu apă, cât este nevoie. Dacă veți folosi o oală mai mare, cu mai mult sos, vă sfătuiesc să adăugați și puține felii de Kaiser afumat. Va da un gust minunat. 400 de ml apă, puțină sare,
piper și opțional, dacă bulionul nu este destul de dulce, adăugăm puțin zahăr pentru a tăia din aciditatea roșiilor. Amestecăm totul bine și adăugăm peste ardei. Mai adăugăm puțin apă. Perfect. Voi pune acum cratița pe foc. După ce va da în fiert, voi lăsa ardeii să fiarbă sub capac o oră jumate, două ore, la foc mic. Îi voi întoarce o singură dată. Ardeii umpluți sunt gata. Voi opri focul și voi adăuga verdeață. Mărar și pătrunjel. Ia uitați ce sos. Fără să fie nevoie să o îngroșăm cu făină. Foarte, foarte rar eu îngroș cu făină mâncărurile. O să vă fac și secționarea un ardei să vedeți cât este de moale. Foarte mare. Se desface aproape singur. Sper că v-a plăcut rețeta și o să o încercați și voi. Numai bine și pe data viitoare cu o nouă rețetă. La revedere!